Mă vedeți, mă auziți? Da. Slavă Domnului! Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în sabatul zilei de 25 noiembrie 2023. We bless the Lord even today, Saturday, November 25th, 2023. Împreună cu cei care n-au obosit să alerge pe calea către rai. Together are all those that are not tired of walking on the pathway to heaven. Cuvântul Domnului care stă la baza mesajului care urmează se găsește în 1 Samuel, capitolul 9. Voi citi selectiv de la versetul 6 până la versetul 10. So the word of God for today is from 1 Samuel chapter 9, from verse 6 to verse 10. Sluga i-a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale, dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merind în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul, uite, eu am la mine un sfert de sigur de argint, îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește azi proroc, se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii, ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetate unde era omul lui Dumnezeu. Amin. Amen. So I also read from 1 Samuel chapter 9, verses 6 through 10. And he said to him, look now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he says surely comes to pass. So let us go there. Perhaps he can show us the way that we should go. Then Saul said to his servant, but look, if we go, what shall we bring to the man? For the bread is in our vessel is all gone, and there is no present to bring to the man of God. What do we have? And the servant answered Saul again and said, look, I have here a hand of 1/4 of the shekel of silver. I will give that to the man of God to tell us our way. Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus, come, let us go to the seer. For he who is now called a prophet was formerly called a seer. Then Saul said to his servant, well said. Come, let go. So they went to the city where the man of God was. Amen. Titlul mesajului este următorul. A fi omului Dumnezeu de la motivație la aplicație. So the title of this message is to be the man of God from motivation to application. În pasajul care l-am citit găsim o expresie care se repetă de mai multe ori. In this passage that we just read, we find an expression that was repeated a few times. Și expresia aceasta este următoarea, omul lui Dumnezeu. And that the expression is the man of God. Atunci când într-un text se repetă un cuvânt sau o expresie de mai multe ori, înseamnă că expresia respectivă este foarte importantă și că trebuie să o reținem. So when we find a text in the Bible, like a phrase that is repeated many times, it means it's very important, we need to remember it. Deci, expresia aceasta, om al lui Dumnezeu, este foarte importantă și trebuie să o reținem. So therefore, this expression, man of God, is very important, we need to remember it. Din perspectivă biblică, oamenii se împart în două categorii, din punct de vedere spiritual. So from a biblical perspective, spiritual men are divided into two categories. Oameni ai lui Dumnezeu. Men of God. Și aceștia ar trebui să fim noi, Doamne ajută-ne. And this we should be, may the Lord help us. Și Apostolul Pavel, prin cuvântările sale, prin scrisorile sale, a confirmat acest adevăr când ne-a spus lui Timotei, în capitolul 6, 1 Timotei 6, 11, iar tu, om al lui Dumnezeu. And we see even in the New Testament that Paul said the same things to Timothy, 1 Timothy 6:11. You see, you man of God.
o altă categorie de oameni, și din păcate sunt mai mulți, sunt oamenii diavolului. Another category of men, unfortunately, there are more than the men of God, and those are the men of the devil. Aproape că ne frică să rostim aceste cuvinte. And so we almost are fearful to say these words. Tot Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor 13:10 a spus unui om, fiul dracului. So the same way Paul expressed the son of the devil in the New Testament. Legat de aceste două categorii, Domnul vrea să ne întrebe pe noi care auzim mesajul acesta, ai cui vrem să fim? So based on these two categories, the Lord wants to ask us, to whom do we want to belong? Permiteți-mi să cred, să răspund în locul dumneavoastră, vrem să fim oamenii lui Dumnezeu. Give me the permission to answer in your place, we want to become, to be men of God. Câteva motive din Sfânta Scriptură pentru care a trebuit să dorim și să ne silim să fim oamenii lui Dumnezeu. So a few reasons that we found in the Scripture for which we desire to be men of God. Ar trebui să fim oamenii lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este acela care ne iubește. We need to desire to become men of God because God is the one that loves us. Ne iartă când ne recunoaștem și luăm hotărâri să nu mai repetăm păcatul. He forgives us when we confess our sins and decide not to repeat the sin. Este bogat în bunătate. He is rich in goodness. Și mai mult decât atât, în Psalmul 24 spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. And more than this, in Psalm 24 says that to God belongs the earth and everything that is on it. Deci Domnul este proprietarul universului și să spunem slăvit să fie numele Lui. So we see that God is to God belongs the whole universe. We say glory to God. Ar trebui să fim oameni al lui Dumnezeu pentru că El are inimă de tată. We need to desire to become men of God because He has a father's heart. Lucrul ăsta l-a confirmat și apoi și Domnul Iisus Hristos când s-a rugat și a spus neprihănitule Tată în rugăciunea Lui. So these things confirmed even Jesus Christ when He prayed in His prayer and He said Holy Father when He prayed. Apostolul Pavel a confirmat lucrul acesta și a spus că Duhul Sfânt ne face să strigăm Ava, adică Tată, Romani capitolul 8. And even Apostle Paul confirmed these things in Romans chapter 8 when he says that even the Spirit gives us the right to call him Abba, meaning Father. Ar trebui să fim oamenii lui Dumnezeu pentru că este o șansă pentru fiecare. We need to desire to be men of God because it's a chance for each and every one. Deci nu numai prorocii, nu numai păstorii, nu numai cântăreții sunt oamenii lui Dumnezeu. That not only the pastors, the preachers, or the singers should be men of God or women of God. Un om al lui Dumnezeu poate să fie și o soră care face curățenie și ajută pe cineva sau curățenie în biserică, de exemplu. A man or woman of God could be even a sister that is cleaning the church, for an example. Într-o împrejurare a venit un mesaj profetic într-o biserică și a spus în curând voi trece prin biserica aceasta și voi chema la mine un vas de lucrare. So there was a prophecy in a church where announced shortly I'll come through this church and I will take to me one vessel. Și toți se așteptau să moară prezbiterul bisericii. And everyone thought that maybe the deacon of the church should die. Și a trecut din viață o soră care mătura prin biserică. But instead, a sister that was cleaning the church passed away. O fi greșit Duhul lui Dumnezeu când a spus că este un vas de lucru? Do you think that the Spirit of God had a mistake when he said that she was a vessel of God? No. Duhul Sfânt nu greșește niciodată. The Holy Spirit never does mistakes. Așa că spunem slăvit să fie Domnul că oricine are șansa să fie om al lui Dumnezeu. So that's why we say praise the Lord that everyone we have the chance to be a man and women of God. Ar trebui să fim oameni al lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a oferit
dreptul acesta. We should become men and women of God because God has offered this right. Spunea evanghelistul Ioan, vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl că ne-a dat dreptul să fim copii al lui Dumnezeu și suntem. So we see that John said, you see the love that God showed us, that he gave us the right to become children of God, and we are. Ar trebui să fim oameni al lui Dumnezeu pentru că avem toate resursele de care avem nevoie să trăim ca oameni al lui Dumnezeu. We should become children of God because we have all resources that we need to live like children of God. Apostolul Petru spunea în 2 Petru capitolul 1 că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. And Peter said in 2 Peter 2:1 that God has given us everything with regards to godliness. Dacă am avut nevoie de un mântuitor, ne l-a trimis pe Domnul Isus. If we need a savior, he sent us Jesus Christ. Dacă am avut nevoie de un mângâitor, ne l-a dat pe Duhul Sfânt. If we needed a comforter, he gave us Holy Spirit. Dacă am avut nevoie de o normă de viață care să ne corecteze viața, ne-a dat Evanghelia, cuvântul Domnului. If we needed something to correct our life, he has given us the scriptures. Dacă am avut nevoie de un mediu spiritual în care să creștem, să ne zidim, ne-a dăruit biserica, frați și surori. If we needed a place where we can grow spiritually, he has given us the church, brothers and sisters. Deci nu avem nicio scuză în fața lui Dumnezeu ca să refuzăm acest drept de a fi oameni al lui Dumnezeu. We cannot find excuses in front of God to refuse to become men and women of God. Ar trebui să fim oameni al lui Dumnezeu, pentru că dacă nu suntem ai lui Dumnezeu, suntem ai celui rău. So you should be children of God because if we are not belonging to God, that means we belong to the evil one. Nu există o stare de neutralitate, adică nici lui Dumnezeu, nici a diavolului. There is not a neutral place where you say I cannot belong to God neither to the devil. Ora ai lui Dumnezeu, ora ai diavolului, e o alegere personală. It's our choice, it's whether we belong to God or Satan. Permiteți-mi să cred că cei care ascultă sau ascultă mesajul acesta am ales să fim oameni ai lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne. Amen. Give me the permission to say that all of us that are listening to the message, we have chosen to be men and women of God. Ar trebui să fim oameni ai lui Dumnezeu pentru că și alți oameni încărcați cu umanitate ca noi ne-au demonstrat că într-un trup supus îmbătrânirii, suferinței și ispitirii, se poate trăi ca niște oameni ai lui Dumnezeu. We should desire to become men and women of God because other men and women before us showed that it is possible to live as children of God, the men and women of God in this body. Și acum să trecem la aplicație. Cum putem demonstra că suntem oameni ai lui Dumnezeu? So now we go to application to see how can we demonstrate that we are a man of God. Orice afirmație care o facem trebuie să poată fi demonstrat. Any affirmation that we make, it should be able to demonstrate. Când eram la școală și când ne-a învățat învățătoarea tabla mulțire, 2 mulțit cu 3 fac 6, ne-a demonstrat că 2 plus 2 plus 2 fac 6. When we were in school and they started to learn about multiplication, that 2 times 3 means 6, you know, he actually explained that 2 plus 2 plus 2 means 6. Ori dacă în matematică și în alte științe trebuie demonstrată o teorie, cu cât mai mult în relația cu Dumnezeu avem nevoie de o demonstrație practică. So even if in mathematics and other theories we need to demonstrate, how much more when we speak about our relationship with God, we need to demonstrate. Și prin cuvântul din această seară schițăm profilul omului lui Dumnezeu care demonstrează practic identitatea pe care o poartă. So through the word of God we need to illustrate the man of God that carries the identity as such. Despre profetul Samuel și judecătorul Samuel găsim un model care e valabil și pentru vremurile în care noi trăim. So when we speak about the judge and the prophet Samuel, we find a model that is available even today.
Și al Domnului cuvânt ne spune în felul următor în 1 Samuel, capitolul 3, de la 19 la 21. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul de la Dan până la Berșeva a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate la Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. To prove this, we read from 1 Samuel chapter 3, verses 19 to 21, where he says, "So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words had fallen to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord." Hallelujah. Deci vorbirea lui Samuel era inspirată de Duhul lui Dumnezeu încă din copilărie. So we see that the speech of Samuel was inspired by the Holy Spirit even from his childhood. Întrebare pentru mine și pentru cei care mă ascultă, câte din cuvintele pe care rostim au inspirația Duhului Sfânt? But the question for myself and for all of you that are listening, how many of our words are inspired by the Holy Spirit? Și al Domnului cuvânt spune că omul acesta, tânărul acesta, mai târziu judecătorul acesta pe care l-a pus Dumnezeu, a răspândit, a comunicat cuvântul Domnului cu multă responsabilitate și pasiune. So the word of God shows us that this child Samuel, which grew to become a prophet and then judge, he spoke about the word of God with passion and responsibility. În întreaga carte care îi poartă numele găsim aspectul acesta că el a vorbit din partea lui Dumnezeu. Throughout the whole book that it's based on his name, it shows that he always spoke inspired by God. Să ne ajute Domnul ca în comunicarea noastră, în cuvintele pe care le rostim, să Duhul Sfânt să fie acela care ne inspiră. So may the Lord help us that through the words that we speak, the Holy Spirit be one that inspires us. Omul lui Dumnezeu, Samuel, the man of God, Samuel, a demonstrat că este omul lui Dumnezeu pentru o viață dedicată și predată în întregime Domnului. He demonstrated that he is a man of God through his entire life, which was dedicated and demonstrated to be a man of God. Al Domnului cuvânt scoate în evidență că cât a trăit a fost judecător și proroc. Deci n-a întrerupt nici vacanță, nici concediu. O viață predată zilnic în slujba Domnului. So we see throughout the word of God that Samuel throughout his life he was a judge, he was a prophet, no vacation, no days off, all his life he served the Lord. E foarte important să înțelegem că putem demonstra că suntem oameni al lui Dumnezeu prin dedicarea noastră în ceea ce privește trăirea practică și slujirea cu pasiune. So it's very important for us to demonstrate our life through our practical way of living and living with passion. Atunci când vorbim de comunicarea unui mesaj, avem în vedere cel puțin trei aspecte. When we speak about communication of a message, there should be three aspects. În primul rând, conținutul mesajului să fie din partea lui Dumnezeu. First of all, the message to be from God. A doilea aspect este pasiunea cu care noi vorbim și comunicăm cuvântul. Secondly, to be the passion with which we communicate the word. Și al treilea aspect este etica sau comportamentul, modul cum aplicăm noi mai întâi mesajul pe care îl comunicăm. And so the third one is our way of lifestyle, the way we live our life. Sunt unii care au mesaj, dar n-au nici pasiune și nici etică să trăiască ceea ce predică. There are many that they have good messages, but they don't have passion nor live what they preach. Alții au pasiune, dar n-au ce spune și nici etică. Some, they have passion, but they have nothing to say and not lifestyle. Alții spun să trăim practic, dar n-au nici mesaj, nici pasiune. Others say, let's live practically, but they don't have message, don't have passion. Deci un mesaj care poate să ridice, care poate să corecteze, are toate cele trei aspecte. So a message conținut, that is pasiune și etică.
So a message that can correct this has all these three, containing the message and then passion and ethical way of living. Omul lui Dumnezeu Samuel a demonstrat că este și om al rugăciunii. The man of God Samuel demonstrated that he was also a man of prayer. El spunea printre altele în 1 Samuel 12, versetul 23, departe de mine să încetez să mă rog pentru voi. So in 1 Samuel 12, he said, far from me to stop interceding for you. Pentru Samuel, rugăciunea nu era doar o liturghie de biserică sau un eveniment, doar că n-are nevoie. For the man of God, Samuel, prayer was not something like a church or something that he used whenever he needed just. Samuel s-a rugat și pentru cei care n-au meritat rugăciunea și slujirea lui. Samuel prayed for, even for those that did not deserve that Samuel should pray for them. Rugăciunea lui Samuel era însoțită de compasiune pentru popor și pentru persoana pe care se ruga, The prayer of Samuel had compassion for the people, for the person that he was praying for. În 1 Samuel 15:11, când a aflat că Saul a fost lepădat, spune cuvântul că s-a mâhnit de lepădarea lui Saul și s-a strigat către Domnul toată noaptea. So we see in 1 Samuel 15:11, when he heard that Saul passed away, he says here that he prayed and he was very upset and cried the whole night. Întrebare pentru mine și pentru cei care mă ascultă. Când am plâns și m-am rugat ultima dată pentru cineva despre care m-a auzit că a alunecat, s-a lepădat de la fața Domnului? So my question for myself or for everyone that listening to me, when is the last time I prayed for practically for my enemy or for somebody that had fallen or backslided? De critici, de bârfitori prin lumea. Critics and the one gossipers, the full world of them. De mijlocitori și de oameni care compătimesc, Domnul are nevoie și ca să faci lucrul ăsta, trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. But there is a great need of intercessors to pray for others and God needs such servants. Apostolul Pavel, pe de altă parte, spunea în Romani 9 că aproape să fiu eu despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. So we see even Paul, he said in Acts 9 that he wanted rather to be anathema and his brothers and his relatives not to be separated from Christ. Avea o durere necurmată în inimă pentru rudele lui, pentru neamul lui că e împietrit și nu vrea să se întoarcă la Domnul. He had a desire, a burning desire in his heart for his relatives that did not want to turn to Christ. Deci rugăciunea noastră sau mesajul pe care noi îl transmitem trebuie să fie însoțit de această compasiune pentru cei pierduți. So in our prayer we need to show compassion for the lost. Un mare misionar spunea că dacă ne-ar ține cineva deasupra iadului 24 de ore, deasupra focului iadului, când am ieșit de acolo, am rostit cuvântul Domnului cu mai multă pasiune și cu durere în inimă pentru salvarea oamenilor. So there was a missionary that had a word spoken. If somebody were to hold us above the hell, the burning hell, then when we get out of there after 24 hours, we will share the gospel with much passion. În Evanghelia după Luca, capitolul 19, la versetul 41, ne spune că Domnul Iisus a plâns pentru cetatea Ierusalimului. In Luke 19:21 says that Jesus cried for Jerusalem. Un alt aspect din viața omului lui Dumnezeu Samuel este acela că el a spus adevărul cu orice risc. Another aspect of life in Samuel's life was that he spoke the truth, does not matter the risk. În vremea aceea să spui unui rege păcatul lui și că trebuie să se întoarcă era egal cu moartea. That time to speak, to tell a king his sin and then he needed to repent, he was even punishable to death. În 1 Samuel 15, atunci când Saul a cruțat animalele și ce era mai frumos, încălcând cuvântul Domnului, a primit mustrare
din partea profetului și judecătorului Samuel, pentru că el n-a ascultat de cuvântul Domnului. So we see in 1 Samuel chapter 15 when Saul disregarded the commandment of God when God told him to kill all animals and everyone. So he kept some. We see that Samuel was not fearful to confront him and said that he was doing against the will of God. Atunci când Saul s-a lăudat în fața lui Samuel că a păzit cuvântul Domnului, Samuel a spus, dar behăitul acesta care se aude, ce este? Mm-hmm. When Saul said, well, I kept the commandment of God. And then Samuel said, what is that, the noise that I can hear, the noise of the animals? Și omul lui Dumnezeu i-a spus, îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea. So then the man of God told him, do you think that God loves more the sacrifice than our listening to him? Și omul lui Dumnezeu continua să spună că neascultarea este tot așa de vinovată ca și vrăjitoria și închinarea la terafim. So we see that the man of God continued to say that when we don't listen to God is equal to witchcraft. Noi de foarte multe ori ne scuzăm, dăm înapoi, avem rezerve să spunem unor oameni despre Dumnezeu cu teama aceasta dacă ne vor respinge, dacă ne vor rosti cuvinte jignitoare și așa mai departe. Și renunțăm să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu. So you see, many times we had this fear when it's about to share the gospel to different people, the fear that would be rejected or somebody might speak abusing words towards us. Or trebuie să înțelegem că omul lui Dumnezeu este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. So we need to understand that the man of God needs to share the message from God. E ca și când Dumnezeu ar sta de vorbă cu persoana respectivă. Is as if God in person would speak with that person. Ce ar putea să facă unui om lui Dumnezeu, de exemplu? What is there that someone can do to the man of God? Trebuie să ne întrebăm că noi avem o mare responsabilitate și suntem în atenția și sub protecția atotputernică a lui Dumnezeu. We need to ask this question. We need to understand that we are under the protection of the mighty God. David spunea, chiar o oștire de a tăbărâ împotriva mea, eu tot plin de încredere aș fi. David said, even the whole army would come against me, I still would be full of trust in God. Să ne ajute Domnul. And may the Lord help us. Deci Samuel n-a căutat la fața lui Saul, despre care se spune că era frumos la chip, era mai înalt decât toți bărbații din Israel de la umăr în sus. Asta nu l-a impresionat pe Samuel să nu-i spună adevărul lui Saul. So we see that Samuel was not impressed by Saul, that the Bible says that he was taller than everyone, he was a handsome man. That's not make him be fearful to tell him the truth. Dumnezeu l-a învățat pe Samuel acest aspect în casa lui Isai când s-a dus să-l aleagă pe David ca rege. So Samuel learned this aspect in Ishai's house when he was told to go and choose a king from his house. 1 Samuel 16, când a intrat în casa lui Isai și a văzut pe Eliab cel mai voinic, cel mai frumos, a spus, negreșit, acesta este unsul Domnului. So when he entered the house of Ishai, when he saw his oldest son, who was handsome and handsome, beautiful face, he said, surely this is the chosen one. Și Dumnezeu i-a predat o lecție lui Samuel, spunând că Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. But God has given him a lesson, saying that God is not looking to what men see. Omul se uită la înfățișare, dar Dumnezeu se uită la inimă, la caracter. Man, we can look as how a person looks, but God is looking in the heart of the character of man. Și Samuel a învățat foarte bine lecția asta și cu mult curaj a venit înaintea lui Saul să-l mustre pentru neascultarea lui. So Samuel was the one that learned very well this lesson, and that's why he had the courage to come in front of Saul and confront him. Un alt aspect și altă demonstrație care a făcut-o Samuel ca om al lui Dumnezeu a fost aceea că el n-a profitat niciodată de funcția și de slujba de proroc. Another aspect, the way he lived his life is that he never took advantage of of being chosen a prophet. Și acest aspect îl găsim în 1 Samuel capitolul 12, unde
el îmbătrânit fiind în slujba de proroc și de judecător, a cerut o confirmare din partea celor din jur că el n-a luat nici boul, nici vita, nici cadouri, nici pagă de la nimeni, așa cum spunem noi. Și și-a păstrat totdeauna integritatea în slujirea publică de judecător și în slujirea spirituală de profet al lui Dumnezeu. So we see here in 1 Samuel chapter 12 how such a clean heart he had when he said he would never take any bribes, so to speak, from people, his cattle or whatever, just taking advantage that he was the man of God, the servant of God, as many others would do these days. Este adevărat că sunt slujitori și oameni al lui Dumnezeu cu nevoi pe care noi trebuie să simțim cu ei și să-i ajutăm. It is another truth that there are men of God that have needs in us, men, also men and women of God, we need to help them. Dar atunci când o folosesc o slujbă pentru a cerși bani, pentru a manipula masele de a câștiga bani și a face din asta un interes personal, deja este păcat înaintea lui Dumnezeu. But when someone would go behind the service that he does to God just to ask for money for his personal use, that is a sin. Pavel spunea în 1 Tesaloniceni 2 că n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor îmi este Dumnezeu. So we have an example, Paul, when he said that he never used like buttering words or being covetousness when he was working in his service of men of God. Un alt slujitor integru lăsat ca exemplu în Sfânta Scriptură a fost Elisei, care atunci când Naaman a fost vindecat de lepră n-a vrut să ia nici măcar un schimb de haine. Another man of God with integrity was Elisha. When Naaman came to be healed of his leprosy, we see that he did not want to take any bribes, any gifts. Gehazi a vrut să profite de pe urma acestei vindecări și s-a dus în urma lui Naaman și a mințit. Și bineînțeles că Naaman a fost foarte generos, dar a primit un cadou pentru tot neamul lui, o lepră pentru totdeauna. So we see, but his servant Gehazi, what he did, he wanted to go and receive the gifts from Naaman, and then yes, he received, but with that he received leprosy for his entire family. Să reținem că cu Dumnezeu nu e de jucat și cu slujirea lui. So we need to remember that we cannot play with God or with the service for his kingdom. Apostolul Petru ne-a mai dat un exemplu în această privință atunci când s-a dus la Samaria în Fapte, capitolul 8. Acolo s-a întâlnit cu un vrăjitor care se zicea că este un om însemnat și a vrut să le dea bani ca peste cine își va pune mâinile să primească Duhul Sfânt. So we see Paul when he went there to visit, there was a man, and everyone said that he is a man of God, but he was not a man of God, he was a sorcerer. And he wanted to ask for the gift and wanted to offer money that when he would pray over somebody, they shall receive Holy Spirit. Reacția lui Petru a rămas peste veacuri. Banii tăi să piară împreună cu tine, că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. But the reaction of Peter, rather than Saul, Paul, said, you know, the money can die together with you, that you believe that the Holy Spirit can purchase with money. Din acest tablou, în istoria creștinismului, a rămas un fenomen care s-a numit simonismul, adică a cumpărat slujbe bisericești cu bani, poziții în biserică, de pastor, de preoți și anumite nivele de slujire. So, based on this circumstance, Simon, that was there, the sorcerer, there is a term that is spoken often among Christians, like Simonism. He wanted to use the money, you know, like to pay money to receive a front for first place in a church or so on. În timpul lui Roboam, ne spune istoria biblică, cine voia să ajungă preot, dădea un vițel și ajungea preot. The time of Jeroboam, the Bible says that who wanted to become a priest just would offer a calf and he would become a priest. Din păcate există asemenea tendință la unii oameni în vremea asta, crezând că dacă au bani, sunt patroni,
pot cumpăra slujbe de pastor, de preot și multe alte slujbe care le aduc popularitate și cinste în fața oamenilor. Unfortunately, there are people these days that if they have money, think that if they have money and in possession, they can purchase with money. I mean, I pay and I become a priest, I become a pastor or anything. Un alt aspect și o altă demonstrație care a făcut-o Samuel, că e posibil să fie om al lui Dumnezeu, prin ascultarea fidelă față de cuvântul Domnului. So another aspect of Samuel, when he proved to be a man of God, is that he really listened to the word of God, instructions. În 1 Samuel 16:4 spune că Samuel a făcut tot ce zisese Domnul. In 1 Samuel 11:4 said that Samuel did everything that God commanded him to do. Noi avem uneori ispita aceasta să ascultăm numai în ce ne convine. Yeah, so we desire to do only what we like. So 1 Samuel 16:4. Omul lui Dumnezeu face tot ce zice Domnul, chiar dacă nu este confortabil pentru firea pământească, dacă nu aduce popularitate, dacă nu aduce sponsorizare, dacă nu aduce întâietate sau poziții, omul lui Dumnezeu ascultă, face tot ce zice Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. But the man of God, they do everything that God commands them. It doesn't matter if they do, it doesn't bring him money, popularity, and other things. He chooses to do everything that God commands him to do. Prieteni care mă ascultă, în urma acestui mesaj, ce vei alege? My friend that are listening to me, after hearing this message, what would you choose? Vei alege să fii omul lui Dumnezeu? Would you choose to be man of God? Ai toate șansele, ai tot dreptul, ai toate resursele. You have all the chance, you have the right and resources. Nu ai nicio scuză ca să refuzi acest mare drept și acest privilegiu. You cannot have any excuses to refuse these great privileges. Și un lucru care aș vrea să nu-l uităm în încheierea mesajului este următorul. Samuel a rămas omul lui Dumnezeu și când era judecător și când era în funcții publice și atunci când era un profet al lui Dumnezeu și slujea cu cuvântul din partea Domnului. That Samuel, as a man of God, remained a man of God when he was a prophet, when he was a judge, and when he was bringing service to the Lord any position. Acest aspect este o lecție pentru noi. Trebuie să rămânem oameni al lui Dumnezeu și când slujim în biserică și când avem o funcție publică sau politică, dacă Dumnezeu rânduiește ca cineva să ajungă într-o primărie sau un guvern, tot om al lui Dumnezeu integru și incoruptibil trebuie să rămână. So this is a lesson for each and every one of us. We need to be incorruptible, whether we serve the Lord in churches or if God has chosen us somehow to reach in government or politics, we still need to be the same man of God. Să ne ajute Dumnezeu să facem o alegere bună și să demonstrăm prin viața noastră și slujirea noastră că suntem oameni ai lui Dumnezeu. Amin. May the Lord help us to choose which is good and right and to demonstrate to our life that we are indeed the men and women of God, and may the Lord help us in this direction. Amen. Amen.